Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi mai dăm o pagină în plus în dosarul Agricultura la Raport. Învățăm, de fapt, astăzi cum putem să mai accesăm, cum putem să mai păpăm niște bănuți europeni care sunt, slavă Domnului, destul de mulți, doar că nu prea ne sunt parcă la îndemână, pentru că întotdeauna la un fruct bine copt și savuros ajungi cu oarecare greutate, adică trebuie să te cațări măcar într-un copac să-l știi că l-ai cules cu mâna ta. E un mic efort birocratic, noi nu prea suntem obișnuiți cu birocrația, ba chiar dacă e să o spunem, o urâm cu desăvârșire, deși ea domnește în România birocrația în bunul ei plac. Dar nu despre asta discutăm, despre birocrație, ci despre oamenii determinați care doresc să facă ceva cu bani europeni, să pună pe picioare o investiție, o afacere, care să rămână poate și mai departe celor care vin după el. Zice Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale că sprijină fermele de familie, ferma de familie. Noi vă vom arăta cum se întâmplă treaba asta, v-am pregătit câteva grafice, câteva slide-uri luate chiar de pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Asta ca să vedeți și văzând să înțelegeți cât mai bine cum stă treaba cu banii ăștia europeni și cum putem să ajungem la ei. Invitat în prima parte a emisiunii, alături de mine, domnul Dorin Bota, director adjunct APDRP Cluj. Mulțumesc, Dorin Bota, că ai acceptat să fii alături de noi din nou. E un obișnuit al casei și mulțumim pentru lucrul ăsta, pentru că ne aduce informații care sunt generale pentru toți cei care ne privesc din întreaga țară, deoarece APDRP e același peste tot în România. Corect. Bună seara și bine v-am găsit. Îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de voi în seara asta. Dar nu-i singurul lucru adevărat pe care l-am spus, nu? Nu, într-adevăr. Foarte plastică descrierea cu modul greu în care se obțin fondurile europene și vis-a-vis de birocrație am aceeași părere ca și marea majoritate a conaționalilor mei și eu sunt de acord că nu numai în acest domeniu, ci în toate domeniile în care avem de a face cu sectorul public este un exces, poate, de birocrație. Mai mult în fondurile europene, care sunt guvernate de două legislații, care uneori nu se intersectează, legislația românească și cea a Uniunii Europene, cu atât mai mult. Dar lucrurile două încet, încet. De tren, nu? Da. Dacă am pune și un vagon, dacă am pune locomotivă, măcar să meargă pe, mă rog, pe șinele astea, legislație europeană, legislație românească. Corect. Totuși ne scoate undeva la... Încercăm să, noi cel puțin, cei care ne batem de aceste probleme, încercăm să propunem guvernanților noștri, politicienilor noștri, să facă o apropiere, chiar să facă o identitate perfectă între cele două legislații. Armonizările astea durează de obicei mult și mai ales cum noi avem o inerție așa generică la a ne adapta rapid din mers la legislații de altfel sau la alte comportamente, o să mai avem mult și bine de mers în direcția aia. Ne uităm la vecinii noștri care au înțeles mai degrabă decât noi, dovadă și calitatea lor de oameni care au accesat rapid banii și lucrul ăsta se regăsește până la urmă în viața comunității. L-am auzit pe directorul adjunct al APDRP-ului vorbind la Oradea zilele trecute că cel puțin cu 30% stufărișul ăsta de documente care până acum trebuie să-l faci pentru a depune un dosar și a accesa niște bani va cam dispărea. Adică se tinde, se dorește o simplificare a procedurilor, a documentelor care se cer în următorul exercițiu 2014-2020. Să nu fie numai o promisiune, nu știu. După părerea dumneavoastră, domnule director, fără îndoială, și noi ne dorim asta, pentru că desele schimbări nu au fost întotdeauna în favoarea beneficiarilor de fonduri europene. Chiar etapele de verificare s-au prelungit foarte mult datorită, încă o dată, deselor schimbări legislative, schimbări în modul de evaluare a proiectelor, a procedurilor, a aproximativ tot ceea ce, da, inclusiv ghidurile solicitantului. Uitați, sună foarte bine, Ministerul Agriculturii susține fermele de familie. O să vă rog să țineți mai mult slide-urile pe micul ecran, pentru că sunt informații foarte prețioase. Mergeți la al doilea, vă rog.
Sunt informații foarte prețioase. O să vorbim despre ferma de familie, ce înseamnă conceptul, identitatea acesteia. O să vedem ce înseamnă acele UD-uri despre care mulți au auzit, puțin au înțeles. Iată, avem în România 1.056.000, aproape 57.000 de ferme sub 50 de hectare ca suprafață. Aia sub 50 înseamnă mult sub 50, în orice caz, cred că. Avem 653.667 de ferme cu între 1 și 20 de capete de bovine. 7.672 sunt organizate ca persoane juridice. Asta înseamnă foarte puțin, domnule Botă, nu 7.672 din... Nu le dați, vă rog, toate unul după altul, rămânem și comentăm pe fiecare, revenim cu imagini și din platou, desigur. Da, corect, extrem de puțin. Dacă împărțim la 40 de județe, vine undeva la 200 și ceva de... sub 200, pardon, de... de societăți organizate, da, da, din punct de vedere juridic, ca SRL-uri, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale. Într-adevăr, foarte, foarte puțin, și gândiți-vă că agricultura este unul dintre motoarele PIB-ului României. În condițiile în care avem doar atâtea persoane juridice ocupate în agricultură, impozitele colectate sunt foarte, foarte puține. Deci un sector care ar putea genera venituri la bugetul de stat, venituri mari la bugetul de stat, practic, datorită acestui număr mic de societăți, firme organizate juridic care practică agricultura, practic aceste venituri sunt foarte, foarte reduse din agricultură. Bun, ce înseamnă aceste ferme de familie? Care e dimensiunea, se spune, de la 2 la 50 de UD-uri, da? Corect. Ce este acel UD? Până la urmă, și haide să cumva să concretizăm ceea ce spunem, în sensul că dacă vorbim de două UD-uri, să ne dați exact dimensiunea acelei ferme încât, da, să priceapă tot omul din ce moment poate să spună da, mă duc să accesez și eu niște bani pentru că mă încadrez, să zicem. Deci UD-ul este practic unitatea de măsură a unei ferme în sistemul european de măsurare, la fel cum metru este unitatea de măsură a lungimii. Deci, practic, în funcție de ceea ce omul cultivă, spre exemplu, într-o fermă vegetală, fiecare cultură este clasificată și are un coeficient. Bun, acum este foarte pompos povestit, pot să vă dau eventual exemple. În cazul fermelor vegetale, spre exemplu, un... UDE poate însemna 0,5 hectare de livadă sau în cazul unei sere de legume undeva la 0,25 hectare. Dacă luăm cazul animalelor, o vacă cu lapte are un coeficient de 0,8. Deci o vacă egal 0,8 UD-uri. Două vaci, 1,6 UD-uri și așa mai departe. În funcție, da, de ce are omul în ferma sa, totalitatea terenurilor, respectiv a animalelor, îi dau configurația numărului de unități de dimensiune economică. Asta înseamnă ce terenuri are înscrise la APIA, ce tipuri de culturi, iar în cazul animalelor, ce tipuri de animale și câte are înscrise la medicul veterinar. Bun, haideți să mai mergem puțin cu slide-urile înainte, să arătăm oamenilor cam care sunt pașii, cam cum ar trebui să priceapă toată povestea asta. Asta, ferma de familie, vorbim acum de sprijinul financiar. Ni se spune că în perioada imediat următoare, iunie-iulie 2013, se lansează un nou apel pe măsura 1-2-1, da? Vedeți și dumneavoastră pe micul ecran. E vorba de vreo 50 de milioane de euro alocarea financiară, din, da, care, uitați-vă acolo, 42 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, plus 8 milioane de la bugetul național. Corect. Aia înseamnă un aport, un suport foarte însemnat din partea Uniunii Europene. Totul, da, e ca noi să, mă rog, să participăm și noi la aceste 40 și 50 de milioane care vin dinspre Guvernul României și Uniunea Europeană. Cam cu cât, domnule director, vin fermieri în contribuție? Pentru că asta, să zicem, investițiile în momentul în care
fondul european lansează 50 de milioane pe piață, se mai adaugă și participarea clientului, să spunem, a beneficiarului. Practic este vorba grosomodă de 100 de milioane de euro, pentru că procentul de finanțare este între 40 și 60% pentru aceste ferme mici de familie. Nu s-a putut depăși acest plafon de 60%, întrucât în momentul în care a fost negociat PNDR-ul, acesta era procentul maxim care se putea aloca pentru măsurile de agricultură, gen 1-2-1. Deci măsurile de investiții în agricultură. Iar această sesiune este dedicată fermelor mici, dar sub egida măsurii 1-2-1, modernizarea exploatațiilor agricole. În funcție de vârsta fermierului, de amplasarea proiectului, pe lângă cei 40% inițial, se mai pot adăuga 10% pentru tineri agricultori sub 40 de ani și 10% pentru ferme aflate în zone defavorizate. În județul Cluj, practic, 70% dintre comune se află în zone defavorizate, în special zona de munte și zonele cu incidență la secetă din Câmpia Transilvaniei. Bun, vorbim de 60% pentru zone defavorizate, vorbim de 40% pentru zone optime, să spunem, din punct de vedere al... Da, și 10% la cei 40% în plus pentru tineri sub 40 de ani. Deci cei care au 40% pot ajunge la 50% dacă deținătorul fermei este un tânăr sub 40 de ani. Iar în cazul celor din zona defavorizată se aplică se și acest adaus de 10%? Deci, practic, da, deci este 40 plus 10 plus încă 10 pentru zona defavorizată. Nu, stați puțin. În cazul, am înțeles, pentru zonele defavorizate, suportul deci, financiar, sprijinul, din sprijinul inițial așa, este de 60? 40%, la care se pot adăuga 10% pentru tineri sub, pentru 40, tineri de sub ani. 40 de ani și încă 10% pentru deci zone nu se poate defavorizate. Depăși 60%. Se poate ajunge la maximum 60%. Sprijinul din partea Uniunii Europene. Și spuneți că, cel puțin la nivelul județului Cluj, marea majoritate... Se încadrează da, în... marea majoritate se află în zonă defavorizată, în special zona de munte a județului Cluj și mai sunt comune din Câmpia Transilvaniei, respectiv din zona Dejului, care se află într-o altă listă de condiții naturale specifice. Bun, de asemenea, să spunem, valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 125.000 de euro. Asta da. Contribuția... Corect. Asta însemnând 50.000 de euro sprijin plus 75.000 de euro contribuție proprie. Contribuție proprie. În această ipoteză. Da. În ce măsură, domnule director, până în momentul de față, pe această măsură există interes, există un interes deosebit din partea fermierilor? Aflam de la dumneavoastră cu luni de zile înainte că se fac investiții chiar de milioane, adică chiar m-a surprins plăcut să aud că se întâmplă lucruri de astea și la nivel de ferme, adică ferme de bovine, ferme de animale, ferme zootehnice sau cerealiere, ceea ce, cum să spun eu, te face să privești cu optimism. Da, există un interes foarte mare și chiar am avut recent o caravană în care circa 60 de zile am parcurs 68 de comune din județul Cluj, urmând ca în următoarele săptămâni să mai parcurgem încă 30 de localități, respectiv comunele pe care nu le-am avut prinse în prima fază și sate mai mici la care accesul se face mai greu. Ceea ce este important de reținut, o astfel de măsură vine în completarea măsurilor care au avut fonduri nerambursabile în proporție de 100%, practic, un beneficiar al măsurii 112 este beneficiarul ideal pentru această măsură. El poate să-și modernizeze ferma pe care deja și-a construit-o și-a pus-o pe picioare prin sprijinul de 40.000 de euro primit prin măsura 112, instalarea tinerilor fermieri. La fel, având în vedere că plafonul este foarte mic, de 2 unități de dimensiune economică, aici pot participa și beneficiarii măsurii 141, care a avut ca plafon 2 până la 6 UDE-uri, iar în continuarea acestei măsuri, de fapt, beneficiarii măsurii 141 au o alocare financiară separată de 10 milioane de euro, practic nu concurează cu ceilalți care nu au mai accesat până acum proiecte de tipul măsurii 141.
Dragi prieteni, la numărul de telefon pe care îl vedeți acolo jos pe colțul ecranului, pentru că invitatul nostru este în măsură să vă răspundă punctual la anumite întrebări pe care doriți să le adresați, o să vă rog după ora 8:30 să încercăm să, dacă doriți sigur, să intrați în direct cu domnia sa, să adresați întrebări care vă privesc personal. Bani europeni, motor pentru agricultura românească. Sună foarte bine, doar că noi ne căutăm un șofer ca lumea care să și conducă motorul ăsta, să-l pornească, să-l pună în mișcare și să vedem că ne duce unde trebuie, adică la o bunăstare mai mare, adică acolo unde ne promitea cineva că o să trăim bine. Deocamdată se trăiește bine cât se trăiește prin România, dar majoritatea și-au găsit mai binele în altă parte a Europei și nu aici acasă. Poate că va veni vremea aia, dacă toți banii ăștia europeni pe care avem la dispoziție îi vom și absorbi într-o bună zi. Zice-se că cei aproape 40 de miliarde, cele aproape 40 de miliarde de euro care ne sunt alocate în viitorul exercițiu financiar multianual, dacă ar fi cheltuiți, să spunem, absorbiți, investiți în România, PIB-ul României în 2020 s-ar dubla. Deci trebuie să ținem cont că aceste investiții rostogolesc un bulgăre al unui produs intern brut care se mărește și mărindu-se totodată înseamnă bani mai mulți în educație pentru că avem o problemă, bani mai mulți în sănătate pentru că avem o problemă cât se poate de severă și aici, și asta ar însemna o societate educată, sănătoasă. Altceva nu-ți mai trebuie, cred că, mai mult dacă ai lucrurile astea, nu? Da, haideți să dăm drumul la slide-uri mai departe, dragi colegi, să... Bun. Avem ferma de familie, sectoarele finanțate cu prioritate. Avem sectorul vegetal, sectorul de creștere a animalelor. Haideți să spunem două, trei vorbe, domnule director, și despre asta, încât să priceapă lumea cam la ce domenii ne referim când vorbim de sectorul vegetal, pentru că poate nu de la un capăt la altul toate cerealele, toate vegetalele pot fi încadrabile. Există câteva priorități majore, de fapt sunt prioritățile măsurii 1-2-1. În principal, prioritar pentru țara noastră este ceea ce se consumă efectiv de către omul de rând. Practic, în sectorul vegetal, prioritatea numărul 1 este cultura legumelor, urmată de cultura fructelor, a pomilor fructiferi, căpșuni. Apoi, a treia prioritate sunt culturile de câmp, după care urmează vița de vie și vinul. De ce zâmbiți, domnule director? Nu zâmbesc. Bun, acum... Adevărul că vinul veselește inima omului. Mă gândeam că în termeni scripturistici așa v-ați gândit că da, trebuie să ne descrețim când vorbim de vin. Și mai cu seamă că se întâmplă acum la București, în aceste zile, un congres al OIV-ului, Organizația Internațională a Vinului, Viticultorilor și Vinificatorilor, ceea ce e un lucru foarte important. Vreo 44 de țări au venit în România. Vorbesc despre noutăți la nivelul tehnologiei, a cercetării în materie, prezentări de vinuri de excelență. De prin 68, cred că nu s-a mai întâmplat congresul ăsta în România. Iată că ne-a venit rândul, să zic așa, din nou. Adevărul că noi suntem o țară cu tradiție în acest domeniu și pe vremuri țin minte că aveam foarte multe vinuri premiate și medaliate. Astăzi este o perioadă de reconversie a viticulturii românești, a viței de vie. Avem multe proiecte, chiar dacă, de exemplu, Clujul nu este un județ care să fie foarte favorabil acestei culturi, precum județele din Moldova sau Alba cu Jidveiul. Dar avem și noi câteva proiecte pe culturi de viță de vie în zona Gherla Dej, în zona Turda Câmpia Turzii. Deci există interes pentru domenii diverse, nu neapărat faptul că aceste priorități există, nu pot fi făcute proiecte și de alt tip. Bun, dați-ne încă un slide, vă rog să mergem mai departe. Deci, cu precădere se finanțează domenii care aduc pe masă pâinea cea de toate zilele. Pâinea și cărnița. Da. În domeniul animal, am uitat să vă spun, vacile cu lapte au prioritate, urmate de porcine, ovine, caprine și așa mai departe. Da, nu trebuie alte tipuri de animale care nu se regăsesc în fauna
românească. Multe întrebări primim despre tot felul de proiecte pentru animale exotice și așa mai departe. Și bivolul, domnule director, nu era cuprins. Bivolul este... A fost inclus de curând în lista asta. Nu, a fost întotdeauna. Deci bubalinele au fost de la bun început. Nu erau subvenționate, din câte știu cel puțin. Asta este o altă problemă, da. Deci asta este o altă problemă la APIA, dar proiecte finanțate pe bubaline există. De la, chiar și pe SAPARD au fost finanțate pe proiectul dinainte de intrarea pe programul dinaintea intrarea României în Uniunea Europeană. Bun, iată în ce putem băga banii, da? Construirea și sau modernizarea serelor, instalații de irigat de mici dimensiuni pentru sere și solarii, înființarea plantațiilor de pomi, arbuși, fructiferi, căpșuni, instalații de mulți cu 4-20 de locuri, tancuri pentru depozitarea răcirea laptelui, mașini agricole, utilaje, echipamente necesare modernizării, dozatoare pentru furaje concentrate, instalații de adăpare și furajare. Deci, încă o dată, să spunem oamenilor că, de fapt, acești bani vin pentru modernizarea fermelor. Adică tu trebuie deja să fii pe piață, în momentul de față, și să încerci să-ți adaptezi. Nu să-ți... neapărat să fii pe piață, să existi. Să ai o fermă de minim 2 UDE-uri, maxim 50. Asta este singura condiție necesară și suficientă. Iar, așa cum vedeți, tipurile de investiții eligibile sunt foarte bine canalizate pe anumite domenii care pot genera surplus de producție care să fie comercializat pe piață. Deci, practic, această măsură încearcă să îi aducă pe micii fermieri pe piață. Pot participa și cei care sunt deja pe piață, dar... În general, sunt vizați fermieri care astăzi nu sunt pe piață, ci produc doar pentru consum propriu sau eventual pentru un mic grup în interiorul localității în care domiciliază. Bun, încercăm în câteva momente să-l luăm prin telefon pe domnul Alex Jurconi, purtător de cuvânt al Asociației Române a Cărnii. O să încercăm să comentăm puțin despre o știre care a apărut astăzi, și anume prețul cărnii de porc, care s-ar putea să crească cu până la 15% în acest an, având în vedere, ziceți, trendul crescător al costurilor pe care producătorii trebuie să le plătească pentru achiziția de furaje, pentru, dar și din pricina schimbărilor legislative la nivelul Uniunii Europene. O să încercăm să clarificăm un pic mai încolo sau dacă reușim să-l prindem deja pe telefon pe domnul Jurconi. Continuăm discuția cu domnul Dorin Bota despre ferma de familie. Iată o cale și asta ca să produci cărniță poate mai ieftină, deși în România cam totul se, cum să spun eu, în raport cu puterea de cumpărare a românului, cam lucrurile nu se duc în direcția bună, pentru că salariile știm cu toții au rămas unde au rămas, producătorii. Îl avem deja la telefon pe domnul Jurconi, da? Bună seara, domnule Jurconi! Bună seara tuturor! Mulțumim că ați acceptat să intrați în legătură directă cu noi. Aș dori să comentați puțin această știre legată de creșterea prețului la carne în acest an cu până la, nu știu, 12-15%, se spune. Care sunt motivele care pot duce la această mărire a prețului și care sunt considerentele de ordin legislativ european? Înțeleg că ar mai fi și acolo ceva care ne mână cu prețul în direcția aceasta. No, eu vă propun tuturor să avem o abordare totuși diferențiată, așa cum am mai spus și în alte ocazii. Aici e vorba despre declarația unui coleg de al nostru de breasă, absolut respectabil. Domnia sa, ca și noi toți, avem dreptul să ne proiectăm propriile politici de preț în raport cu producția pe care o realizăm și cu piața pe care o servim. Acum, trebuie, repet, făcută această diferență și fiecare își va face propria sa socoteală în propria curte. Realitatea este următoarea și aici am să vă prezint punctul de vedere al Asociației Române a Cărnii, în numele căreia vorbesc. Din punct de vedere al conjuncturii de piață, ori asta înseamnă piața noastră regională, hai să zicem europeană, da? Piața noastră închisă, se anunță o lună, luna iunie, cu prețuri relativ calme pe toate tipurile de specii. Deci nu vedem variații pe costul materiei prime, pe care, în consecință, nici noi, procesatorii, nu intenționăm să reducem în preț în perioada următoare. Mă refer la, să zic, maxim o lună de zile. Ce se va întâmpla după luna iunie? Intră foarte tare sezonul estival, crește exponențial cererea pe toate piețele, inclusiv pe piețele terțe, China, Rusia, are, în consecință, foarte multă carne necesară,
crește presiunea pe producție și, în general, dar nu numai în anul ăsta, întotdeauna în lunile de vară, prețul la carne și produse din carne crește, nu-i niciun secret. Iar lumea este atât de fericită să le consume, pentru că începe grătariul, încep nunțile, încep cununiile, încep barele petreceri, începe vara. Și vara se consumă carne, nu numai la noi, ci peste tot. Și atunci carne e mai scumpă. Aproape că nici n-am băgat de seamă ca și consumatori chestia asta în fiecare an. Deci nu cred că este vreun motiv să îngrijorăm consumatorul. Și aș mai spune atât. Sigur că ne doare începutul de an și sigur că am pornit-o foarte prost anul ăsta în carne, industria cărnii, și că am vrea să compensăm pierderile de început de an prin niște prețuri mai mari acum. Și consumatorul ne poate ajuta să trecem cu toți această grozăvie a industriei cărnii prin care am trecut la începutul acestui an. Dar noi vom fi siguri întotdeauna ca Asociația Română Cărnică vom da consumatorului produsul de care are nevoie, la prețul de care are nevoie și pe care și-l poate permite, că el bagă una în buzunar pentru produsele noastre. Cam asta e optica noastră. Repet, este o declarație care aparține unui coleg de-al nostru, îi respectăm întru tot opțiunea. Cred că fiecare va avea opțiunea de a ajusta prețurile în perioada estivală, când ele de obicei cresc, poate că 15% par mult. Eu cred că va fi o creștere de, eu știu, poate de 5%, cei mai mulți dintre noi cam la asta ne vom duce în perioada estivală, nu mai mult. Deci undeva la 5%, spuneți dumneavoastră. Că cred că nu mai mult. Deci cred că în momentul ăsta nu putem vorbi ținând cont de parametrii pe care îi cunoaștem astăzi. Dar piața poate, e o piață care se schimbă repede, că e o piață de bursă, piața cărnii. Și atunci trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă, să fim și noi odată cu piața, că nu putem fi împotriva ei. E foarte bună observația pe care dumneavoastră ați făcut-o, și anume că nici măcar nu simțim, nu ne dăm seama consumatorii, că în fiecare vară prețul nu uită să crească, însă uită să scadă înapoi iarna, nu? Asta să înțeleg că în fiecare, iertați-mă, în fiecare... Asta este aici, pe bună dreptate, eu înțeleg foarte bine rațiunea de astăzi, credeți-mă pe cuvânt, aceste prețuri cunosc de ani de zile buni, noi studiem foarte atent aceste prețuri și nu numai noi, companii importante care numai de asta se ocupă. Și știm bine că în perioada de iarnă, ele, în perioada de toamnă, ele scad pentru a crește din nou ușor în preajma sărbătorilor, pentru a se prăbuși în primele 3 luni ale anului, pentru a crește ușor în preajma Paștelui și pentru a crește, într-adevăr, destul de mult față de medianul în perioada estivală. Când lumea este atât de bucuroasă că mănâncă produse din carne și carne, încât nu se mai uită la 1 leu în plus sau la 2 lei în plus la kilogram și chiar îi plătește cu plăcere pentru că produsele sunt bune și le satisfac necesarul de consum. Bun, una peste alta, înțeleg că prețul undeva, nu știu, poate crește în medie în fiecare an cu 1%, 2%, 3% per total. Eu cred că începutul, uitați, eu vă pot spune ce s-a întâmplat în cursul acestui prim trimestru, pentru că avem deja primele date. Au fost creșteri de sub 1% la prețul cărnii și produselor din carne. Să știți că asta n-a avut de-a face cu scandalul cărnii de cal sau cu altele probleme pe care le-a avut industria cărnii. Sunt creșterile, ca să zic așa, istorice. Nu sunt creșteri mari, deci nu sunt creșteri sensibile. Nu le vezi, practic, pe bonul de la magazin. O creștere mare ar fi, într-adevăr, de 15%. Asta s-ar vedea și aici consumatorul ar suferi. Însă, repet, opțiunea este a fiecăruia și fiecare trebuie și liber să fie așa și normal să fie așa, ca fiecare să-și facă la el în curte propriile lui socoteli. Dacă va fi să fie o creștere, eu cred că fiecare dintre noi, ca membri ai Asociației Române a Cărnii, vom vedea creșteri moderate în, să zic așa, în legătură cu puterea consumatorului român de a cumpăra. Pentru că vă spun ceva, o creștere de preț nu e o fericire, niciodată nu e o fericire. Întotdeauna creșteri de preț, dacă nu e însoțit și de creștere de cerere, este în mod obligatoriu determinantă de scădere de consum. Și noi vrem să evităm în orice fel acest tip de fenomen. Nu vrem ca și consumul să scadă, vrem ca și consumul să rămână constant la un preț pe care consumatorul să-l accepte. Bun, spuneți că până la urmă e o bursă a cărnii. Spuneți-ne este totuși... Ce ar putea determina în mod, să zicem, dramatic o creștere a prețului la acest produs? Și dacă puteți să ne spuneți, dacă vă amintiți, nu știu, un an, în ultimii 5 sau 10 ani, când prețul a escaladat, să spunem, dramatic. Da, vă pot da cel puțin 2 exemple care vin acum în minte pentru că mi l-ați solicitat. Un exemplu ipotetic ar fi deschiderea unor piețe terțe, cum ar fi, spre exemplu, o largă deschidere a pieței Rusiei către produsele Europei. Sau, atenție, se negociază în aceste zile acordul cu Statele Unite, acordul comercial pe agricultură, având un capitol important. Spre exemplu, dacă cererea din alte piețe crește în Europa, că România, Europa, să știți că nu mai ne facem calcula noi acasă, noi avem prețurile aliniate, că nu vindem noi la același preț ca Germania, asta e altceva, pentru că nu avem puterea de consum, de care mi-ați amintit mai devreme în reportaj, rezolvată. Deci dacă piețele terțe s-ar deschide brusc, spre exemplu, ar cere multe cantități deodată, atunci evident prețul ar crește, pentru că ar crește concurența pe surse, pe fermele de porci, pe fabricile de procesare. Asta ar fi un factor. E destul de improbabil să se întâmple așa în perioada următoare. Ar mai fi, iată,
o variație a pieței pe care am putea o lua în calcul, dar care de asemenea mi se pare destul de improbabilă în perioada următoare. Amintiți-vă că acum vreo 5, dacă nu chiar 6 ani de zile în urmă, mai toți fermierii europeni au modificat substanțial genetica porcului. Dăm porcul acela cu slănina de o palmă, tabla de slănină de o palmă, cum era pe spinare pe vremuri, vă amintiți dumneavoastră foarte bine, au apărut porcii care aveau de-abia o spuzeală de slănină pe spinare. Ca să nu mai zic de slănina din intercostal sau cea de pe pulpă. Asta a determinat la un moment dat, o cerere de slănină foarte puternică, ce a tras prețul slăninei la un preț aproximativ similar prețului cărnii, o chestie fără precedent. Da, asta chiar o... Da, a fost. Acum vreo 3, 4, 5 ani de zile nu am aminte exact ce s-a întâmplat. Se poate întâmpla în consecință ca dintr-un anumit motiv, care nu ține neapărat de piață, care ține, spre exemplu, de opțiune tehnologică, toată piața să o ia în sus. Dar nu întrevăd astfel de situații în viitor. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnule Jurconi, pentru bunăvoința arătată. Am fost împreună, dragi prieteni, prin telefon cu domnul Alex Jurconi, purtător de cuvânt al Asociației Române a Cărnii. Noi luăm o pauză, ne întoarcem îndată împreună cu domnul Dorin Bota, director adjunct APDRP Cluj. Vă invitam și pe dumneavoastră cei de acasă, deși mai avem să vă arătăm câteva din slide-urile promise. V-am invitat și pe cei de acasă la 0264-431-231. Dacă doriți să adresați o întrebare, două, puteți să faceți lucrul ăsta în timpul care ne mai rămâne la dispoziție. Ne întoarcem în câteva momente. După cum v-am spus, ne întoarcem. Ne-am întors, telefonul aveți acolo în colț. Dacă doriți să ne sunați, faceți-o repejor, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Până una alta vreau să arăt încă un slide, să vedem cine sunt beneficiarii pentru aceste, pentru fermele de familie, cine poate să opteze, cine poate să se propună pentru... Cam rău se vede, eu nu văd până acolo foarte bine, dar ne spune cu siguranță domnul director cine sunt acești beneficiari posibili. Da, așa cum se vede, paleta e destul de largă, pornește de sus de la persoane fizice, deci practic neînregistrate juridic. Aici condiția este ca... Deci oricine din milionul ăla și... Exact, oricine din milionul fermieri. Ăla și care deține o fermă încă o dată între 2 și 50 de unități de dimensiune economică. Practic de la 2 vaci un porc în sus până la circa 30-40 de mai mult, 50 de vaci. Bun, în afară de persoanele fizice, pot fi beneficiari eligibili societățile cu răspundere limitate, SRL-urile, cooperativele agricole, societățile pe acțiuni, întreprinderile mici, gen întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, așa încât, practic, este nicio acoperită toată plaja de să facă UD-urile alea. Persoane juridice și non-juridice. Cu pricina, singura da. Condiție, încă o dată, necesară și suficientă e ca cei care doresc să devină beneficiari ai acestor fonduri să aibă o fermă cuprinsă între 2 și 50 de UD-uri. Bun, zici așa, sprijin pentru creditare, pentru că vorbim și de bani până la urmă, că, na, primești, dar trebuie să pui și tu de acasă ceva. 75.000 de euro de beneficiar pentru beneficiarii ai măsurilor de investiții din PNDR pentru asigurarea contribuției proprii la finanțarea investițiilor în domeniul agricol cu o valoare eligibilă de până la 125.000, și anume ferma de familie. 25 de... O să vă rog să traduceți lucrurile astea, că le citesc și oamenii de acasă, dar ca să pricepă toate... Da, având în vedere că sprijinul maxim este 50.000 de euro, iar valoarea maximă eligibilă este 125.000 de euro, practic, beneficiarul poate să aibă o contribuție maximă la cheltuielile eligibile de 75.000 de euro. Este diferența dintre 125.000, plafonul maxim al cheltuielilor eligibile, și 50.000, valoarea maximă a fondurilor nerambursabile. Aceasta poate fi acoperită prin acest sprijin pentru creditare. 25.000 de euro per beneficiar pentru asigurarea resurselor financiare pentru înființarea producției agricole și 15.000 de euro per beneficiar pentru investiții în domeniul agricol neeligibile pentru finanțarea din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Deci, practic, până acum,
Deci partea a doua cu 25.000 de euro se referă la o modernizare. Practic, să zicem, omul dorește, vă dau un exemplu, să înființeze o livadă, să zicem, sau să construiască o seră nouă. Respectiv, este vorba de o cultură total nouă față de ceea ce are. Obiective, zice-se, microcredite pentru dezvoltarea fermelor de familie, transformarea producției pentru autoconsum în producție agricolă cu caracter comercial, adică să produci mai mult decât mănânci tu și familia ta, nu? Da, adică practic poți adresa și surplusul să-l poți valorifica pe piața organizată și încă o dată, în subsidiar, să produci resurse pentru familia ta, să poți genera venituri. Deocamdată, la... obiectivele astea n-au fost tocmai înfăptuite, să spunem așa, pentru că, repet, dacă ne raportăm la un milion și de gospodării și vorbim de 7.000 și ceva de persoane juridice, să zicem, care produc în mod organizat, legal, pentru și pentru piață, stăm foarte, foarte prost. Apoi, mai vorbim de unul din obiective, ar fi comasarea terenurilor prin acordare de credite pentru achiziția de terenuri agricole, de asemenea. Corect. Pregătirea și realizarea producției agricole și zootehnice, mă rog, acoperirea cheltuielilor curente de producție și accesarea fondurilor alocate prin PNDR. Da, nu prea vezi, vorbindu-se de, nu știu, de un fond acolo în care să spună guvernul, ministerul, băi fraților, vreți să veniți să faceți o investiție, n-aveți banii, hai că vă ajutăm noi cumva să vă împrumutați. Se vorbește de un fond de garantare. Da, este în pregătire așa ceva. Din păcate, ca să pui pe picioare o asemenea construcție, durează un pic de timp, dar cu siguranță, începând din anul 2014, acest fond va funcționa. O altă propunere este transformarea uneia dintre băncile de stat, CEC-ul, de fapt, a mai rămas într-o bancă de investiții destinată în special beneficiarilor sau potențialilor beneficiari de fonduri europene. Chiar citeam astăzi o statistică a BNR-ului care spune că beneficiarii de fonduri europene practic sunt cei mai cuminți beneficiari de credite ai băncilor, sunt cei care returnează permanent la timp creditele și care nu au restanțe la acest tip de creditare față de persoanele care iau credite pentru consum sau aragaz, pentru televizor, da, și corect, aspirator. Practic, și băncile în acest moment au o garanție mult mai mare în momentul în care beneficiarul vine cu un proiect gata, aprobat și solicită o linie de credit. Știe clar că dacă beneficiarul va aduce la bun sfârșit investiția respectivă, banca își va recupera banii dați prin linia de credit respectivă. Dar încă o dată este în pregătire un astfel de fond care să ofere dobânzi mici, o creditare europeană cu adevărat, pentru că noi suntem defavorizați și din acest punct de vedere, nu numai faptul că suntem avem săraci, un decalaj, da. Da, creează un decalaj față de țările dezvoltate, dar și cuantumul dobânzilor și încă o dată, obstacole birocratice și ceea ce mai avem prin prejur generează poate că în anumite sectoare o absorție mică. Acum, problema s-ar putea rezolva și într-un alt mod. Multă lume spune că regionalizarea va rezolva această problemă. Eu zic că poate că nu chiar regionalizarea, dar împărțirea banilor pe criterii regionale ar putea fi o soluție nu numai pentru PNDR, ci și pentru celelalte fonduri. Pentru că, spre exemplu, în agricultură nu este corect ca un beneficiar, un solicitant de fonduri dintr-o anumită zonă să concureze cu altcineva din altă zonă. Există și criteriile cu zone defavorizate și așa mai departe, care pe unii îi dezavantajează. De asta spun că împărțirea, oricum, Programul Național de Dezvoltare Rurală și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală este împărțită în 8 structuri regionale și, practic, o alocare financiară regională ar rezolva și diferențele de grad de sărăcie,
contribuție la PIB, etc. Da. Vreau să mai spunem câteva lucruri, nu despre sărăcie, o să discutăm poate mai târziu despre sărăcie și despre o jenă pe care până la urmă ne-o dă sentimentul, nu sentimentul, că sărăcia nu e un sentiment, sărăcia e o realitate grea și dureroasă. O durere. Da. Pentru că citeam acum, ieri, astăzi, un material de analiză asupra Europei și stăm foarte prost. Suntem pe ultimul loc pe anumite porțiuni din țară, cel puțin. Suntem săracii Uniunii Europene. În ciuda faptului că suntem foarte mândri, dacă e să povestim cu toții despre cum arată țara asta în care trăim, ce resurse are, tot timpul ne batem în piept și spunem, bă, o țară ca România mai rar pe planeta asta. Și așa și este. Da, nu înțelegem de ce atunci într-o țară care are de la gaze de șist, la petrol, la orice dorești în ea, aur, totuși noi facem foame. Sigur, întrebarea e retorică, răspunsul amin, îl știm cu toții. Asta alegem, asta avem, cu asta defilăm din nefericire. E un blestem mioritic toată povestea asta. Dar vreau să-mi spuneți despre, iarăși, pentru că lumea în general vine la dumneavoastră, vă adresează multe întrebări, nu se consumă timp, pentru că sunteți un instrument de informare până la urmă. Ați făcut și această caravană prin satul românesc ca să priceapă oamenii că există niște posibilități de a face niște investiții cu bani, cu sprijin european și al guvernului. Dar vreau să vorbim puțin de un sistem de autoevaluare a investiției. Am văzut pe site-ul noastră, e o noutate din câte am văzut, și anume vine omul și cam poate să-și dea singur seama făcând o simulare. Da, practic făcând o simulare, completând un chestionar de pe site-ul nostru www.apdrp.ro, omul găsește răspuns la mai multe întrebări. Dacă investiția lui poate fi finanțată, din ce măsură, în ce cuantum procentual, care este valoarea maximă a finanțării și așa mai departe. Este suficient să introducă câteva date pe care le are, spre exemplu, la programul cu fermele familiale, măsura 1-2-1, este suficient să-și introducă numărul de capete, de bovine sau de porci sau ce fel de culturi deține pentru a îi se face practic un profil și a îi se da răspunsuri la întrebările care îl ard. De unde pot să iau bani, câți bani, în ce procent, cât trebuie să pun eu. Practic sunt întrebările pe care ni le adresează orice solicitant în momentul în care vine și avem primul contact în biroul la noi la oficiu. Câți bani pot să iau, asta vreau să fac și practic prin acest mic programaș poate afla răspunsurile la întrebările care îl frământă. După care eventual poate veni fără nicio problemă la o discuție, mai concretă, mai precisă, în care să-i explice cu adevărat. Haideți să luăm și telefonul, pentru că am promis că luăm și un telefon două. Domnul Popescu din Brașov. Bună seara, domnule Popescu. Bună seara, domnule Cristea, și invitatului dumneavoastră. Vă ascultăm. Aș dori să-l întreb pe domnul director, unde e ferma de familie? Că eu personal, din ce ați prezentat dumneavoastră, n-am văzut-o acolo. Unde l-ați văzut-o? Birocrația lui 1-2-1. Da. Nu știu, probabil că ferma de familie sau cu ferma de familie ne vom întâlni la bancă. Unde să ne întâlnim? La bancă. La bancă? În ce sens? De ce? Nu intuim aici ideea de fermă de familie. În Uniunea Europeană, ferma de familie e o instituție. Păi este, dar e și o tradiție acolo, sigur. Știți asta foarte bine și dumneavoastră. Acum, eu, noi vedeți fermă de familie în România și unde în ghidul solicitantului, care este ghidul de la 1-2-1, vedem ferma de familie și cum e ea. E o structură care este definită, ne-o dorim a se întări. Ce e aia familie? Că eu nu am înțeles ce e aia familie. Și da. Aș dori să ne spună domnul director de unde prioritatea asta pentru niște sectoare care s-au dovedit a fi greu de gestionat și pentru unii cu vechime în zonă. Vorbesc de lapte și legume.
Bun, haideți să vedem ce ne poate răspunde domnul director pe tema aceasta. Mulțumim, domnule Popescu, de telefon. Eu vă mulțumesc. Și vă dau dreptate. Dacă ne uităm la milionul ăla de gospodării țărănești și ne uităm la cifra aia de 7.000 de ferme de familie, familiale, te cam apucă groaza. Povesteam acum câteva seri aici cu domnul profesor Avram Fițiu despre ceea ce se întâmplă în Franța, bună oară, și anume în fiecare an apar vreo 8.000 de noi ferme de familie. Pentru că știu ce e acea fermă de familie, probabil că și în dicționarul limbii franceze dai la fermă și îți dă explicații, ferma poate fi de familie, de nu mai știu cum, și sigur că e un concept definit limpede în mintea altora, nu și a noastră. Da, foarte pertinente întrebările domnului Popescu. Într-adevăr, avem niște deficiențe, hai să nu zic legislative, dar în momentul de față nu este definită ferma în accepțiunea noastră. La fel cum nu este foarte bine definit agroturismul, ca să fac o paralelă. Într-adevăr, adică nici măcar în aceste ghiduri, domnule director. Da, acum această măsură a venit pe finalul exercițiului 2007-2013, identificându-se niște resurse și faptul că aceste mici ferme au fost ocolite până acum practic de la finanțare pe măsura 1-2-1, nu puteau competiționa cu fermele mari sau fermele de dimensiuni medii, atunci, efectiv, văzându-se datele statistice și faptul că mai există o dată statistică, să spun așa, la APIA, jumătate din banii de la APIA sunt luați de deținătorii a 2% din fermele României. Din fermele României. Da, și aici ne referim la mari agricultori, undeva în zona nordul Moldovei. Deci 2% încă o dată, domnule director. 2% dintre fermierii români. Da, iau 50% din fondurile 50% APIA. Din APIA, din banii de la APIA, se duc către 2% din fermierii români. Ia, exact. E important lucru. Păi vorbim de jucătorii aia mari, de 60.000 de hectare, de 5-7.000 de hectare, dacă știu bine, e cea mai mare fermă în România. Doar că noua măsură în exercițiul următor bugetar restricționează accesul, să spunem, la bani foarte mulți prin APIA a marilor fermieri la un plafon de 300.000 de euro. Adio arme. Este erau adevărat, oameni care luau milioane, binele multe milioane a fost de euro. Făcut deja. Da, mă rog, sigur că da. Bun, acum să revenim la fermele familiale. Încă o dată, noi avem o tradiție și avem practic cei mai mulți fermieri, dacă luăm statisticile de APIA și ale Uniunii Europene. Fapt care nu-i foarte, foarte benefic. Dar, încă o dată, această măsură dorește să vină în întâmpinarea nevoilor celor mici, care astăzi produc doar pentru consum propriu și încearcă să le ofere o șansă pentru a ieși pe piață, pentru a-și vinde surplusul și, efectiv, eu zic, pentru măsură, a-și crește nivelul de trai. E o măsură bună pentru că vine și pe calapodul propunerii pe care comisarul Cioloș și Comisia pentru Agricultură, propunere pe care o fac Europei, și anume dezvoltarea fermelor mici în detrimentul sau în dauna, să spunem, a marilor ferme, prin nefinanțarea celora la modul în care se făcea până acum și prin sprijinirea a unui număr cât mai mare de fermieri, ca fiecare să-și facă traiul și... Da, mălaiul. Și încă o dată, e relevantă discrepanța între ceea ce v-am spus vis-a-vis de fondurile APIA și cei mici care nu reușesc să scoată capul la suprafață și care... Deci practic... o jumătate de pâine o mănâncă 2% din fermieri și cealaltă jumătate, 98% din fermierii României, mănâncă o jumătate de pită. Cealaltă jumătate de pită se împarte la 2% din fermierii Aceasta români. Este statistic. Mai luăm un telefon, domnul Călin din Bistrița Năsăud, din județul Bistrița Năsăud. Bună seara, domnul Călin! Bună seara! Vă ascultăm! Aș vrea să adresez o întrebare, dacă... Vă ascultăm, cu mare drag. Eu aș vrea să înființez niște lacuri piscicole, dacă e în tema emisiunii, nu am auzit, dar tot agricultura face parte. Și aș vrea să știu dacă există pe o anumită suprafață se dă sau... Deci dumneavoastră spuneți, domnule, vreau să-mi fac o fermă, exact. O fermă de familie cu obiect de activitate piscicol, da?
Nu. Să fie, deci, pe un SRL sau... Da, mă rog, da, sigur că da, SRL, exact. Persoană fizică... Deci m-ar interesa dacă eu aș cumpăra niște terenuri care se pretează pentru așa ceva. Da. Știți? Și dacă să știu cam ce suprafață ar fi nevoie ca să pot să-i accesez. Am înțeles. Păi vă răspundem imediat la întrebarea asta. Mulțumesc tare mult pentru întrebare. Dacă vă grăbiți, mai putem lua un telefon, două, poate mai zăbovim puțin cu domnul director în seara aceasta. Vă răspundem dacă putem. Agenția pentru Dezvoltare Rurală nu gestionează, deși are în coadă și pescuitul. Și domnul director? Am să vă spun de ce. Dați mă undițe, finanțați undițe. Pe Sapard am finanțat și pescuitul. Astăzi, piscicultura este finanțată dintr-un fond separat, care nu face parte din politica agricolă comună. Este... Fondul pentru piscicultură, gestionat prin programul operațional de pescuit. La Ministerul Agriculturii există autoritatea de management pentru programul operațional de pescuit, care gestionează aceste fonduri. Acum, din informațiile pe care le am eu vis-a-vis de acest program, există sesiuni deschise chiar în acest moment, nu au fost foarte multe solicitări și există posibilitatea creierii unor societăți care să desfășoare activități în acvacultură. Asta înseamnă creșterea intensivă de, de pești. Bine, aici... Față de programul de dezvoltare rurală, există și posibilitatea achiziționării de terenuri pe care să fie construite lacurile respective, respectiv resursele piscicole. Ba mai mult, poți să-ți construiești și o unitate de procesare a peștelui pe care îl produci. Câte s-au întâmplat, nu știu, pe vremea Sapardului, vă aduceți aminte, cam... Ce volum a avut, să zic, cererea în domeniul acesta? Eram foarte tânăr pe vremea aceea, având în vedere că au trecut vreo 10 ani de atunci, însă s-au făcut câteva păstrăvării mari în zonă. Există și câteva societăți care au ca obiect producerea crapului, dar cele mai multe proiecte au fost în zona Deltei Dunării, unde s-au construit și mari unități de procesare prin Sapard. Chiar unele dintre conservele care le găsim acum pe rafturi sunt rezultatul unor investiții făcute prin Sapard. Acum nu vreau să le menționez. Nici nu-i cazul, sigur. Numele, da. Mai luăm un telefon foarte scurt, după care ne despărțim de domnul director Dorin Bota. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Alo. Da, da! M-auziți? Da, vă auzim foarte bine. Mureșan, sunt din Târgu Mureș. Păi nici nu puteați fi altfel, nu? Am noastră, deci fonduri europene și ferme mici și așa mai departe. Deci chiar mă interesează, eu am de mult un plan. Mi-aș dori să fac o fermă de vaci de carne, deci creșterea vacilor de carne. Mm-hmm. Și pentru accesare, deci m-am gândit așa la o suprafață de 10 hectare. Deci eu aș vrea să iau de la zero. Am și niște bani de investiție. Și s-ar putea accesa fonduri europene. Deci prin APIA sau ceva. Deci am văzut toate studiile. Dacă nu am cursuri de specialitate, să am SRL, că e mult mai ușor de accesat. Deci pe asta de familie să fie. Deci am înțeles. Ce vârstă aveți? 47. 47. Deci pentru a accesa măsura 1-2-1, aceasta pentru ferme familiale, la momentul prezentării proiectului trebuie să aveți minim 2 UDE-uri, o fermă. Deci, practic, ar trebui să aveți 3 vaci pentru lapte și circa 6 pentru carne, să le aveți deja pe numele dumneavoastră sau pe SRL-ul pe care doriți să-l înființați. Da, deci asta ar fi o condiție. Asta e condiția minimă. Minimă, da. Deci, minim 2 unități de dimensiune economică. Dacă... Vă puteți uita pe site-ul nostru și în județul Mureș există un oficiu unde vi se pot da relații. Sau puteți intra tot pe site și vă puteți face o evaluare pe... Da, sistemul de autoevaluare a investiției. Așa se cheamă, îl găsiți pe site-ul APDRP-ului și vă dați seama cam unde v-ați încadra, cam înspre ce, în ce arie de investiții, de eligibilitate. Da.
De asemenea... Da, apropo de vârstă, l-ați întrebat de vârstă, dânsul are 47 de ani, are... Deci aș fi putut să-i ofer și o altă alternativă pentru anul viitor, dacă ar fi avut sub 40 de ani, măsura instalarea tinerilor fermieri 112, care va continua și va avea o sumă mai mare ca până și... 70.000 da, de euro. Până da, la 7. Știu și eu, dar am depășit vârsta, n-am cum. Deci, am înțeles, că am înțeles. M-am interesat și eu referitor la toate etapele astea de finanțare. N-aveți, da. N-aveți un fiu, o fică, în familie? Am, care dar mai nici puțin. Care să aibă peste 18 ani. Nu am. Da. Nu am. Bun, atunci ce vă rămâne este măsura 1-2-1, așa cum v-am spus, sau anul viitor la fel se va deschide o sesiune pentru măsura 1-4-1, unde se merge până la peste 60 de ani. Da, da, da. Da. Dar aceea este cu bani mai puțini, 5 ani de zile, câte 1.500 de euro, în total 7.500 de euro. Mă rog, aia nu știu dacă e mare. Da, 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 da. Dar, încă o dată, dacă doriți să vă dezvoltați, condiția minimă e să aveți câteva văcuți, așa cum am spus, cel puțin două unități de dimensiune economică. Da. Modul de calcul îl găsiți la noi pe site. Da. Discuțiile, sigur că ar fi multe și mărunte pe această temă. O să mai beneficiem și altă dată de prezența domnului director cu voia domniei sale, aici alături de noi și alături de dumneavoastră, cei care sunteți interesați de tot felul de probleme. Îi mulțumim pentru prezență. Ne întoarcem după publicitate, ne întoarcem împreună cu jurnalistul Dan Horea. Discutăm o leacă despre jena aia de care vă pomeneam, și anume aceea de a fi săraci într-o țară bogată. Imediat. Ne-am întors, dragi prieteni, suntem alături de Dan Horea, jurnalist Radio Cluj. Mulțumesc, Dane, că ai acceptat invitația noastră. Vreau să povestim puțin de... Așa, cum văd... Să nu mă bagi în chestii tehnice, apia, că le-am pierdut pe traseu. Uite, chiar asta vreau M-am să uitat fac... un pic la domnii înainte. Da. Nu, nu acolo vreau să duc limba străineză. Vreau să duc discuția spre... Iată, începem de la o declarație pe care... Adrian Vasilescu, vicepreședintele BNR, a făcut-o... E vicepreședinte acum? Nu, e ce e? Consilier al lui Muguri Isărescu. Consilier al lui Muguri Isărescu, și da. Purtător de cuvânt. În fine, putea să fie și președinte. Da. Spunea așa că noi, românii, România nu e un laborator, ci e o țară reală cu condiții reale. Prin urmare și agricultura e, cum să zic eu... Pe spate. Pe spate, la mâna celui de sus... Și că dacă Dumnezeu e milostiv cu noi, s-ar putea să mai aducem vreo 2 miliarde în plus în PIB-ul României. Dacă Dumnezeu nu-i de treabă cu noi, ne va, nu știu eu, tăia. Păi să știi că Dumnezeu a fost cooptat, știi bine, în activitatea APIA. Cum așa? Domnul ministru Daniel Constantin s-a întâlnit cu Patriarhul, tocmai. Despre Patriarh. Tocmai. Da, da, e interesant. Asta nu e idee proastă, dar e jalnic dacă s-a ajuns să apelezi la preoți pentru niște chestii care intră în atribuțiile unor structuri ale statului, totuși. Care structuri? Când au fost structurile statului responsabile de diseminarea informațiilor în teritoriu? A fost, de pildă, pe vremuri exista agenția de consultanță. Și cam atât. E. Există direcția agricolă, este inginer la punctele astea agrare de la primării, care cu asta a trebuit să ocupe. APIA, direcțiile agricole, doamne iartă-mă. N-au autoritate, pe când preotul are autoritatea care o are în sat. Deci ce faci? Duci preoții la centru să faci instructaj cu ei. Până la urmă, asta va fi. De ce nu? Care e problema? Adică și preotul trebuie să-și extindă puțin mandatul. Adică nu mai mergi la biserică, te-ai închinat și zici eu mi-am făcut treaba, n-aveți decât să rămâneți săraci, vreau să amărâți, spun un lucru. Eu nu mai am nicio pe la mijlocul anilor 80, preotul din Dezmir, nu știu cine era atunci preot, dar știu că am fost toată într-o duminică la o slujbă acolo, la încheierea slujbei, preotul a zis, bun, dragi credincioși, acum să ne ocupăm și de altceva. Vin două combine, cine are de secerat, cine are, nu știu. Deci omul facea și partea asta de... Bineînțeles, dar mi se pare de... Care ar fi fost treaba primarului, de fapt, dacă te gândești bine. Deci preoții, având o autoritate morală destul de ridicată, pot să fie implicați în asta, dar, repet, statul ar trebui să aibă cu totul alte părți. Bine, acum, și... din punctul tău de vedere, crezi că a făcut-o Daniel Constantin pentru că chiar crede că
preotul e un instrument, un vehicul de transmitere a informației și unul care, un vector care poate să-i molipsească pe proprii credincioși de o mai bună gospodăre a pământului sau e o chestie de imagine? Adică dă bine să te înfățișezi cu patriarhul. Nu. E o chestiune de imagine, nu uita că Dani Constantin e și președinte de partidul la ministru, dar într-adevăr sunt preoți, nu toți, din păcate, dar sunt preoți care au o autoritate morală și o... Însă sunt niște exemple pentru comunitate, pentru parohiile lor, pentru enoriași. Și atunci, normal că dacă vine domn părinte și zice, băi, fraților, dacă vă trebuie bani, nu mai stați cu gura căscată, ci ia uite ce trebuie să faceți, oamenii vor face. În plus, nu uita un lucru important. Preotul știe să vorbească la nivelul și pe limba enoriașului, ceea ce foarte mulți domni de la centru nu prea știu. Îl mai putea învăța nu vor și să ei, coboare, nu? Că e rușinos cum păi se uite, dacă e o treabă bună asta ce zici tu, dacă preoții vor merge la instructaj, la cursuri de formare. O, ai misiune ce iese, îți dai seama. Da, ok, acolo. Și miniștrii sau alți politicieni ar trebui să meargă și ei la, la seminarul teologic să învețe și pe ea, să vorbească un schimb de experiență, da. Pe limba omului de rând, până la urmă. Nu, dar în momentul în care te adresezi tu ca instituție unor oameni care nu fac toată ziua doar lectura comunicatelor APIA și a Ministerului Agriculturii și Ministerului de Finanțe și așa mai departe, normal, firesc și ideal ar fi chiar să vorbești pe înțelesul acelor oameni. Nu faci ca medicul care, ca să nu râdă de el colegii, începe cu tot sort abracadabra de ăsta medical, care nu mai înțelegi nimic. Sau avocații, care sunt speciali. Bine, la ei e o vorbă. Cu cât pricepe clientul mai puțin, cu atât mai bine. Cu atât poți să iei mai mulți bani. E mai complexă. Dar în rest, când lucrezi cu oamenii ăștia, când tu ai, ești plătit pentru a le face niște servicii de informare, cel puțin, normal e să faci o informare accesibilă și nu îți lustruiești galoanele, totuși. Mă gândesc că... Bun, dar tu ce părere ai? Uite, și Patriarhia Română are o colaborare cu o fundație, ceva consultanți străini, după modelul unei mănăstiri din Franța, care a trecut în sistem ecologic, terenurile și ce aveau acolo, produc produse ecologice de calitate, ies cu ele pe piață, e o pârghie, până la urmă, de venituri, că ideal ar fi... să se autofinanțeze până la urmă și biserica și parohiile, pentru că au și ele la îndemână o cleja bisericii, o proprietate pe care poate să o exploateze eficient, dacă te și duce mintea. Din câte știu, sunt mitropolii, episcopii care au consilieri economici, adică cineva trebuie să se ocupe și de partea aia. Dar sunt vicarii care se ocupă de partea economică la orice episcopie. Și nu există doar consilieri din afară. Unul dintre vicarii episcopului este pe linie economică. Patrimoniu, afaceri... Bun, și cum ți se pare ideea ca... E o idee îmbrățișată de Patriarhul Daniel, pentru că... Mi se pare normal în condițiile României. A văzut-o pe când era mitropolit al Moldovei și a văzut modelul ăsta în afară, al unor mănăstiri de acolo și a spus, domnule, de ce nu? Și în România mănăstirile să treacă în acel sistem, să se certifice ecologic, foarte să bine. Producă un produs. E foarte bine, numai că, repet, asta ar trebui să fie una din atribuțiile statului. S-a vorbit nu odată despre necesitatea reînființării unor, hai să le zicem, IAS-uri, dar nu sunt chiar IAS-uri, niște ferme model care să aibă mai multe atribuții. Unu, să fie păstrătoarele și reproducătoarele unor linii de rase de animale, semințe certificate și așa mai departe. Doi la mână, să fie o școală pentru tinerii fermieri sau pentru alți fermieri care vor să învețe cum să face meseria pe bune și nu din auzite, după ureche. Și trei, la o adică, să fie și o rezervă de producție strategică pentru stat. Deci există o grămadă de hectare, acum chiar se discută ca Agenția Domeniilor Statului, sau cum se numește, nu mai știu exact, că tot schimbat, să cumpere terenurile nefolosite și să facă o rezervă de stat. Există nu o să concureze cu mai nu trebuie englezii, să concureze cu olandezii, cu... Da, chiar, trebuie să-i lase liber. Păi aici să ne facă ei. Treabă, da. Există fixul ăsta nostru, anticomunismul ăsta primitiv, orice chestiune etatistă e comunism. Nu e adevărat. Ar fi trebuit să le spună anticomuniștii noștri de meserie cetățenilor că statele astea occidentale, care numai comuniste nu se pot numi, sau poate se pot numi, mai știi că acum așa e teoria, au sectoare de stat destul de puternice și reglementări foarte puternice. Iar implicarea statului, în momentul în care nu există, se produc catastrofe ca în Statele Unite. Sistemul bancar, lăsat de capul lui, necontrolat, a ajuns să producă dezastre. La fel și în agricultură. Nu poți să lași tot. Bun, inițiativa privată e perfectă, e motorul. Grosul merge pe inițiativă privată. Dar tu trebuie să ai niște rezerve centuri de siguranță. Niște centuri de siguranță. IAS-urile, dacă bine mă aminte, am crescut în IAS-uri până la 15 ani, în IAS-uri am trăit, erau mult superioare majorității CAP-urilor. De ce? Pentru că se lucra științific. Erau cu oameni angajați, erau ingineri acolo, era o întreprindere, nu era o
colectivă unde mai ne certăm cu vecinul, îi mai tăim cucuruzul ca să nu iasă lui și să-l ia brigaderul de păr și așa mai departe. Producțiile în iasă, cel puțin nu era taică un șef de fermă, era mult deasupra CAP-urilor. A rămas și vorba de atunci, ca pe vremea lui Horea, zic și acum. Deci depinde foarte mult de oameni, dar depinde și de forma de organizare. Există asociații, de pildă, am văzut în zona Careiului. La Carei chiar, sau asociația domnului Ciucor, sau la Foieni, la granița cu Ungaria, lui Vecăr, se numea șeful. Sunt fostele CAP-uri transformate direct în asociații, asociații adevărate. Nu... În România. În România. Pentru că în Ungaria s-a întâmplat același lucru, adică probabil că oamenii ăia stând cu ochiul geană peste graniță. Păi, ce mi-a spus șeful, președintele asociației din Carei, domnul Ciucor, Liviu? Ce, domnule, în 91, când a dat legea 18 de tristă amintire Petre Roman, la noi în Carei a venit o delegație de la ministerul, nu știu ce minister, o delegație din Ungaria. Și zice, domnule, vrem să vedem și noi ce se întâmplă cu astfel de lege. Și asta vreo 2-3 săptămâni, în Bihor, în satul mare, umblat în Maramureș și în Salaj, și la plecare au trecut pe la o țuică și a zis, domnule, noi așa prostii nu o să facem, clar. Deci nu e firesc, nu e normal să-ți distrugi tot ce ai fără să pui nimic în loc, în numele anticomunismului. La noi anticomunismul ăsta a ajuns un fel de marotă, deci suntem în stare să ne tăiem craca de sub picioare ca să dovedim că suntem anticomuniști. În vreme ce culmea, uite, relațiile cu rușii. Noi exportam inclusiv la capitolul agricol o grămadă în Uniunea Sovietică, aveam ce. Acum nu mai vrem să avem relații cu ei, nici cu chinezii, nici cu... Să avem, încercăm acum să le refacem, dar e greu, s-au dus 20 și ceva de ani de atunci. A pierdut piețele, America de Sud, Africa, țările asiatice, unde inclusiv foarte multe produse agricole exportam pentru că aveam de unde. Noi, uite, Occidentul lucrează cu ei, le exportă produse neștire, noi nu, că noi suntem anticomuniști. Mi se pare o prostie cumplită. Și atunci, întrucându-le la povestea asta cu biserica, evident că biserica, instituție care în continuare are cea mai mare credibilitate, cel puțin așa declară oamenii în sondaje, se declară și 85% creștini, dar nu s-ar zice după cum se poartă. Da? Mă rog, iar bun, asta e altă da. Poveste, da. Biserica trebuie să-și asume și rolul ăsta de ghid în viața de zi cu zi. Bun, e ghid spiritual, adevărat, dar o doză de mică de protestantism nu i-a stricat da, în implicarea asta. Eu mă gândesc așa, când imaginează-ți că avem vreo 12.000 de sate, aproximativ așa, grosomodo. 14.000 de parohii avem. 14.000 de parohii? Da. Da? Sau 15, ai văzut, sunt 14.000, să spunem, de agenți ai neadereului. Toți, la orașe nu sunt. Păi nu la oraș, nu. Vorbim jumătate, de, vorbim de sate. Țară, vorbim da. De sate, să zicem, 12.000 de agenți. Fiecare să povestească în satul lui că se poate întâmpla ceva bun pentru... În ăla. Felul următor, deci concret, nu mai povești. De asta spun că va trebui să instruiască cineva pe preoți. Dacă vor cei de la agricultură să fie eficientă colaborarea. Deci nu să spună, mă, oameni, ia folosiți fonduri europene. Bine, bine. Și mai departe, ce urmează? Gândește-te că avem din 1.000.000 și vreo 700.000 de... Nu, 1.067.000, cred, nu mai țin minte exact cifra. Am dat-o chiar la începutul emisiunii în această seară. Numărul fermelor, gospodăriilor. Gospodării, mai da? Bine zis, da. Din care ferme avem 7.000 și ceva de ferme registrate, adică certificate. După regulă, adică persoană fizică autorizată sau SRL sau așa mai de 7.000 dintr-un milion. Franța le dă în fiecare an 8.000 de astfel. Stai că mai avem o performanță în agricultură statistic. Avem vreo 1.700 de directori de firme agricole, mai avem vreo 1.700 și ceva de fermieri atestați și 8.000 de consultanți pentru ei. Sunt consultanți agricoli în neștire în România, înregistrați cu acte regulă. Bun, dar nu știu unde e activitatea lor. Consultanții ăștia sunt o activitate privată, nu? Da. Liberală. Da. Mai e problema lor să fie o sută. Bun, dar nu se simte activitatea. Dacă au din ce trăi și pot să facă, cu mare plăcere. Nu, nu pot să nu uite aici, e o vină imensă în tot dezastrul ăsta de agricultură. El are totuși, hai să zic, intelectualitatea tehnică. Și am să dau două exemple. Acum e adevărat că sunt vechi, dar mă îndoiesc că ceva s-a îmbunătățit între timp. Întâi de toate, în 2003, era o, nu știu dacă mai este o fermă de lapte, de vaci cu lapte la capătul liniei de tramvai, lângă depoul de tramvai. Nu știu dacă mai este. Atunci era. Câteva grajduri, vaci, fermierul era cu pălării de cowboy, domn, așa foarte spectaculos. Și într-o zi, mergând să fac un interviu cu el, era plin de tineri din halate albe printre grajduri. Zic, cine să stea? Tinerii, nu știu, de la zootehnie sau de la veterinare erau. Păi nu intră în grajduri, zic că nu intră că li se împut hainele. O primă chestie. După asta aceea, era după 90? Da, după 90, în 2003. În 2003, da. După aceea, la câteva zile,
mă duc la agronomie să fac un sondaj cu printre absolvenți ce vor să facă în viitor. Nu știu dacă a fost 2 sau 3 din 10 care au zis că vor să lucreze în agricultură. Câțiva mi-au spus că vor să ajungă dealer de nu știu ce produse fitosanitare și mai departe, și celălalt domn a făcut și o facultate. Deci pasiunea pentru agricultură, pentru animale, dragostea pentru pământ, că mă întorc la taică meu care a refuzat de dor să meargă la Ștefan Gheorghiu pentru că lui plăcea mirosul pământului, arată, îi plăcea mirosul vacii, îi plăcea ceea ce fost. Tatăl tău inginer agronom? A fost, da, agronom. Frumos. Și i-a plăcut, lui i-a plăcut. A fost asistent aici la Dumnezeu facultatea și aici trebuie a plecat din Cluj pentru că el n-a făcut facultatea ca să stea în Cluj, asta a zis. Lui trebuie pământ, lui trebuie iarbă, plug, vacă, fiu de țară în veritabil. Ei, tinerii ăștia nu mai erau așa. Și capacul la toate, am fost tot până în 2003 la Doștat, un sat la granița dintre Alba și Sibiu. Și acolo un bogătan de până Brașov cumpărase un CAP care era în ruină și transformase într-o fermă model. 300 de hectare de pământ, cel puțin, pescărie, fabrică de lapte praf, vite. Adusese din Iași un celebru specialist în vaci cu lapte ca să pună la punct treaba. Și el a zis, domnule, i-am făcut o casă ca Neckerman, cum ziceau ei, că atunci cu Neckerman. Da. Și bătrânul a zis, domnule, eu fac 3-4 ani, dar nu mai rezist eu foarte mult. Dar de un tânăr absolvent să-l formez, să-i transmit priceperea mea. Și a venit managerul fermei aici la Cluj și s-a dus la decan, nu mai știu, iar la zootehnie sau la veterinar, că era tot una. Domnule, ce uite, îmi trebuie un tânăr să... Și uite, întâmplător, viitorul șef de promoție chiar din Alba. L-a dus acolo, chemat, uite, domnule, zice, ce ofertă avem. Acum, pentru ultimul an de studii, îți dăm 12 milioane bursă pe lună, în 2003, 12 milioane, erau niște bănuți, după care vii la Doștat, îți dăm, nu știu, cel puțin de două ori mai mult dintre și îți facem o casă ca Neckerman, cum ziceam, sau îți dăm o mașină să faci navetă de la Alba, nicio problemă. Și 3-4 ani înveți de la domn profesor Cutare, după care preiești, domnule, zice, la vaci. Păi mai bine vânzi iar în Cluj, eu nu plec acolo. Asta managerul mi-a spus-o de acolo. Incredibil. Ei, deci, încă o dată. Și oameni fără vocație. Fără pasiune, adică, nu merge. Adică e și șef de promoție, bă, frate, dar n-ai nicio treabă cu... Da, vrea să fie de la un dealer, care... ceva. Da, da. Vă rog. Da. Deci, până nu vom găsi oameni care se consideră că agricultura e nu o chestie de onoare, e o chestie vitală, din păcate, avem o mentalitate proastă. Știi că în presă, mulți consideră că reporterul e treapta cea mai de jos. Nu, reporterul e treapta cea mai de sus în presă, de fapt. Aia e meseria. Nu ce facem noi aici. Meseria adevărată e aia de pe teren. Da, da, da. E la fel și aici. Agricultura e temelia. Salbinuțele, noi suntem bondarii, care exact, stăm mai trântorii. Păzim noi, trântorii, da. Mă rog. Mai păzim noi stupul. În agricultură, dar... omul care lucrează pământul, fermierul, țăranul, ăla e temelia. Nu, ce știu, ăsta, procesatorul, nu, ăia pot procesa orice, dacă au ce. No, adică pot să-mi fac și eu grâu între doi bolovan, să-mi fac o pită mai grosolană, dar o fac. Fără grâu, degeaba moră ultramodernă, că n-am ce face cu ea. Ori consideră că munca în agricultură e o rușine, o decădere în ochii celorlalți. Asta e o concepție prostească care ne-a dus aici. Cel de la coada vacii. La coada vacii la noi e o chestiune peorativă, știi? Bun, decât la coada Europei, dragi prieteni, mai bine la coada vacii. Absolut. Dacă suntem sau nu la coada vacii, dacă ne stigmatizează lucrul ăsta, ne jenează teribil, ne rușinează, haideți să facem un exercițiu, poate. După pauză, poate mai luăm un telefon, două și pe tema asta, la 0264-431-231, încercăm să comentăm împreună cu Dan Horea. Ce ne face, frate, până la urmă, să fim atât de rușinați? Când vorbim de țărișoara asta, o povestim, cum să spunem, numai în nimic culori. Nimic din ce românesc nu-i senzațional. Bun, nu, că acum dacă, teoretic, băi, domnule, avem o țară bogată și așa e, nu? Avem resurse. Țară bogată, păcat că locuim noi. De la apă minerale, la aur, da. La păduri, la munți. Păduri la... mai are încă, da. Mai are păduri, slavă Domnului. Da. Până mai poate să cumpere și fondurile de investiții străine și Harvard nu cumpără România păduri, în timp ce noi suntem dispuși să vindem. Noi aici suntem într-o noi de la anul o să vindem în masă și o să ne trezim după aceea slugi pe profostele noastre pământuri la fermieri străini. Asta. Bun, ne întoarcem după câteva momente, dragi prieteni, împreună cu Dan Horea. Ne-am întors, oameni buni, suntem alături de Dan Horea, jurnalist Radio Cluj. V-am provocat puțin la o poveste așa care ne jenează teribil pe toți românii.
Doar că nu atât de tare ne jenează încât să, nu știu, să ne descoperim peste noapte spiritul civic, să începem să urlăm într-un cor al nemulțumiților. Noi suntem fiecare soliști prima done, soliști ca Cezar Ovatu, ne dăm în spectacol ori de câte ori avem prilejul, ne plângem fiecare în parte de aceleași lucruri, indicăm cu degetul arătător și nu cu altul neapărat. Vinovații, știe toată lumea, pune diagnosticul, știe ce ar trebui să facă, dar zice nu, acum, poate mai târziu. Să știi că povestea asta nu-i nouă. Dacă citești cartea lui Răbrescu, ceva... Botul din 37, spune exact asta. Ce românul e specialist în ce ar trebui să facă ceilalți. Dar niciunul dintre ei nu e specialist în ce ar trebui să facă el. Și după vreo 30-40 de ani... Fiecare vrea să salveze nația, dar nu e stare să salveze propria gospodărie, știi? E nevoia asta de vorbă. Bun, hai să vorbim puțin de jena asta pe care o încercăm cu toții. M-am uitat pe o statistică apărută acum, iar suntem codașii Europei, avem cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană, câteva din ele din nord-estul Moldovei. E Vasluiu, Botoșaniu, Vasluiu, mai este Oltul. Da. Deci e deranj total în Românica asta, deși trăim într-o țară, cum am spus, în care încă mai avem aur, una din puținele țări care mai au aur, neexploatat încă, dar o să ne ocupăm și de la în curând, o să scăpăm de el, să nu tot îi purtăm grija. Face niște frumoase lacuri de cianură. Apele, ape minerale avem, slavă Domnului, poate, nu știu, suntem cei mai valoroși în Europa în momentul de față la ape minerale, dar dacă vă uitați pe etichete, o să vedeți că vi le vând deja niște companii de sucuri celebre în lume, nu ne mai aparțin foarte multe dintre ele. Dacă ne uităm la, mă uitam mai de ună zi la o reclamă în care spune așa, uite, atașăm acestui brand românesc, creat după 90, încă un semn al calității. O marcă franțuzească de brânzeturi, arhicunoscută al minteri. Deja sau brânzeturi împuțite. Brânzeturi împuțite. Da. Se suprapun deja, mai durează vreo 6 luni și o să uităm de brandul ăla românesc și o să reținem numai și o să marca... mâncăm aceeași brânză, dar având o altă marcă, va o costa dublu. Sigur că, evident, da. Îi crește prețul. Valoarea, prețul. Valoarea nu. Și lucruri de felul acesta. Pădurile pleacă în fiecare zi. Ascultam, nu știu, spunea doamna Varga, nu o cheamă ministresa... Da, doamna Varga, ministra pădurilor apelor și pescuitului. Parcă. Așa, spunea că dispar, nu știu... Dar era să fure unul pădurea lângă copaci, doamna ministru, cu dușma, a venit să taie pădurea lângă doamna ministru, vă dați seama. Deci ne cam fuge totul de sub picioare, da. Noi rămânem jenați că suntem săraci, vai mama noastră, și dacă ne jenează foarte tare... Și ne văietăm. Și ne văietăm, sau luăm calea exilului și mergem să muncim la... Mergem să fim slugi prea plecate la alții, că acasă la noi stăpânul ne place să fim. De suntem ce facem lucrurile astea? Adică de ce nu suntem nici în stare să reacționăm... civic, aici, trebuie să ajungem iar suntem la, o populație, la suntem un număr. Hai să aducem aminte de povestea cu Miorița, care nu e chiar întâmplătoare. Mulă m-a făcut bancuri pe tema asta, dar până la urmă are un sâmbure de adevăr. Deci, atitudinea românului propriu-zis în fața unor greutăți este foarte diferită de atitudinea unui elvețian, să zicem, sau unui neamț, sau unui italian chiar, din nord, vreau să spun. Deci, în mod normal, tu când găsești dai de o problemă, dai de un obstacol. Dacă ești om serios, cu mintea la locul ei și nu zori înainte la călcâie, caut soluții de rezolvare a problemei sau de depășire a obstacolului. Asta faci. Dacă însă ai niște tradiții de-astea miorlăite și văietate tipic orientale, o să începi să-ți plângi soarta, să găsești comploturi mondiale împotriva ta, uitând că, de fapt, pădurea nu poate fi tată de un topor fără coadă. Că întotdeauna vinovații pentru situația noastră sunt între noi, nu în afară. Era și o discuție mai veche, că sunt popoarele astea care au avansat și care în momentul în care au o problemă caută vinovații în rândul lor. Întotdeauna vinovații sunt în interior. Sunt și alte popoare la care orgoliul e mai important decât rațiunea și care totdeauna vor găsi vinovații în afară. Și atunci ei, neconsiderându-se vinovați, nu o să schimbe nimic, o să meargă înainte tot așa, din eșec în eșec și mai adânc și mai adânc și mai adânc, dar vinovații vor fi totdeauna la dispoziție străinii sau minoritățile de la noi. Noi nici într-un caz nu suntem. Noi suntem ospitalieri, harnici, bravi, viteji. Nu mai știu cum Dumnezeu, de-a lungul istoriei am tot luat-o în freză. Cu toată vitejia și ospitalitatea noastră. E, acum avem posibilități de informare mult mai extinse. Știm niște lucruri pe care nu le știam înainte. Nu schimbăm nimic. Doamne, îndură-te pe noi, suntem sărași plini de nevoi. Iar aud pe asta, că mi se face părul, crezi că aud asemenea gelanii.
În loc de hai să rezolvăm, hai să facem, hai să trecem. Dar spun că e minunată implicarea asta, spuneam, a bisericii, pentru că biserica până acum a servit ca un fel de refugiu al lamentațiilor. E, uite, biserica devine un vector, da, un factor de acțiune în sat, nu de meditație transcendentală, pătrată și supraradical din doi. Ceva să facă oameni, nu să stea și să admire sau să stea și să mediteze. Faceți ceva. Dacă preotul îi spune să facă ceva, poate, poate să vă face. Dar, repet, asta e și treaba foarte importantă a școlii, a statului. Câte vreme exemplele de succes în România vor fi oameni care au furat sau înșelat cu tupeu gros și nu oameni care au muncit sau au învățat și au făcut ceva pentru semenii lor, multe din chestiile astea nu se pot rezolva. Până la urmă, toată povestea ține de morală și de justiție, să știi, inclusiv în agricultură. Inclusiv în agricultură. Bun, totuși... Fură, faci... Uite, hoștezenii câți au rămas numai. M-a sunat unul la emisiune, aveam la radio, numai că n-a plâns. Domnule, zice, încerc și eu ca bunicii și străbunicii mei, mai am o bucată de pământ, pun acolo roșii, pun să luc la piață. Ce vin discriminații de culoare și mine fură. Spun la poliție și n-am ce le face că săraci. Domnule, dar sărac nu înseamnă că ai dreptul să comiți ilegalități pentru Dumnezeu. De când sărac egal e bun în fața legii sau cum? Deci încă o chestie care arată că nu e stimulată munca la noi. Nu e stimulată munca, însă avem o înțelegere veche, nu de azi de ieri, cel puțin de 150 de ani, că o găsești și la Caragiale, o găsești și la Nicolae Filimon, povestea asta, o adevărată admirație pentru oamenii aflați în afara legii. Mult cântații și admirații haiduci, de fapt, erau niște tâlhari, la drumul mare, asta erau. Andrei Popa a fost un tâlhar care l-a jefuit pe Alexandrii, care n-a găsit nimic mai bun de făcut decât să-l ridice în slăvi într-o poezie. Că împărțeau bani la săraci, fim serioși, astea sunt niște legende, de fapt. Împărțeau banii la săraci de ei. Deci, în loc să avem o atitudine orientată spre rezolvare, spre luptă, spre rezolvarea problemelor, spre cooperare cu cei din jur, că suntem o comunitate pentru Dumnezeu, un sat, un orășel, un oraș mare, ce-o fi, o comunitate a trebuit să fie. Într-un sat cu atât mai mult sunt puțini, se cunosc, care ar putea să coopereze direct. În loc de asta se sapă unul pe altul, își dau un cap, mută gardul un metru mai încolo, îi omoară câinele sau pisica vecinului când trage el în curte, tu chestii de-astea de oameni mici, de oameni mărunți. Cum se unești pe ăștia atunci într-o asociație cu responsabilități, cu dependență unul de celălalt? Adică dacă eu am dat lui tanti Florica să sape 6 rânduri de cucuruz, când l-a terminat, la săpate, nu trebuie să încă înapoi să cură, să repar după aia că n-a făcut treaba ca lumea. Asta e o primă chestie. Lucru bine făcut. La noi nu există cultul ăsta. De ce? Pentru că tot timpul am o vorba. Se poate și așa. Nu se poate. Nu se poate. Dădeam unui coleg de tău înainte. Taică m-a lucrat în 69-70 la o fermă de vaci în Teaca, în județul Bistrița Năsăud. Grăjdarii, că le zicea grăjdari pe vremea aia, nu îngrijitori animale, după s-au schimbat toate, căruțașul a ajuns conductor atelaje, tractoristul, mecanizator, că suna rău. Grăjdarii erau sași. La 4:30, Honții, sasul, era în grajd, cu halat alb scrobit de nevastă sa, spăla ugerul vacii cu soluție de aia boricată, verifica dacă scurate și în regulă aparatele de mulți, punea aparatele de mulți, le supraveghea, totul era curat, ordonat, în regulă. A lucrat după aia până 82, un an de zi la Berind, la o fermă de vaci, drumul spre Zalău, fermă care era marginea drumului, acum e o ruină. Deci pomeneală să mai fie așa. Purca în ochiul vacii, lăsat aparatul până cură sânge, dat foc la graș că ne-am îmbătat, băgat furca în racleț că m-am enervat, furat lapte cu bidoanele, nici n-a rezistat mai mult un an și a plecat de acolo, nu mai era deja ce. Deci a fost o decădere extraordinară a calității oamenilor cu care a lucrat. Știu de pildă când s-a prăbușit în zona unde am stat în județul Bistrița, la Nușeni, lângă Beclani, este o comună. Până în 75, la Iase veneau la lucru și la CAP, dar la Iase, că de Iase vorbesc, veneau oameni în putere, lucrau, erau plătiți. În 75 a început să construiască celebrul Laminor din Becleana, o fabrică de asta metalurgică de... În grămadă s-au dus toți acolo necalificați să lucreze la construcția laminorului, urmând ca după aceea să-i califice pe traseu. Și veneau seara la bufet, navetiștii, ăștia de la IAS stăteau acolo și el o țuică, zice, bă, fraierilor, trageți ca gânăroze pe 1800 de lei, noi avem 2500 acolo și nu mai avem bere după clădire, până mie mai studem și luăm jurnal și am scăpat de o grijă. Atunci a început să pice satul. Deja, mentalitatea de oameni harnici, da, omul harnic, omul care lucra, a început să fie o minoritate. Și majoritatea au început să fie navetiști, care navetiști nu erau nici săra, nici muncitori. Era o vorbă prin satele de pe lângă Sibiu, în care știi că se bătea toba în sat și se anunța adunare populară. La căminul cultural, la ora 5
Nu, zicea așa, să fie prezent. Sașii să vină la ora 6, românii să vină la ora 5, ca să intrăm deodată. Exact. Deci e o diferență, într-adevăr, de mentalitate, care nu ne prea face plăcere să o recuperăm, că orice se face cu nițele forte. Nu pot să nu remarc încă o dată deschiderea asta bisericii spre normalitate, pentru că are și ea o vină în situația asta noastră. Protestantismul a reușit să-i mobilizeze un pic pe oameni, să-i pună să facă, să creadă că faptele te scot din starea biserica de păcat. Biserica trebuie să te mântuiască, Dane. Biserica trebuie să mă mântuiască, dar trebuie să mă mântuiesc și eu întâi. Nu să vândă plăcinte, nu să, știi? Asta e vorba e vorba că teoria că poți să fii un păcătos absolut și dacă mă căiesc în ultima secundă am rezolvat problema, îi face pe mulți să trăiască mizerabil și urât. Protestanții au venit și au spus, bă, dacă aici nu sunteți corect și frumoși, nici dincolo nu o să fiți. E o chestiune de interpretare, dar ca efect social a fost diferența enormă. Adică mântuirea prin fapte, nu prin povești. E uite că începe și biserica noastră să pună accentul și pe fapte. Și asta mă bucură extraordinar, pentru că altminte ne ducem de-a berbelea cu totul. Deci ai încredere că până la urmă că biserica poate să schimbe ceva fundamental. Da, pentru fundamental că încă se rușinează structura. De preot. De învățător nu se mai rușinează, învățătorul e bătut, e scuipat, primarul, hai bă că te-am votat de te dracu, scuzați expresia. De preot încă se mai rușinează și poate o șansă a satului românesc să renască și cu ajutorul acestei intervenții a preoților. Bun. Preotul, ploaia, bunul Dumnezeu... Bine, de aici până la paparude e cale lungă. Nu, stai facem puțin. Irigații, nu paparude. Da, despre asta vreau să vorbesc, pentru că, iată, ministrul Daniel Constantin se duce la patriar, probabil că eu fi suflat în urechi, auzi... Prea fericite. Faceți cumva, vă rog eu frumos, și uite că s-a îndurat bunul Dumnezeu și ne-a dat și ploaie, cel puțin aici în Transilvania. De ploaie, mai avem alai. Eu fi cerut să facă, nu știu, un acatis, ceva de ploaie, niște rugăciuni deci, pentru la Sfântul Ilie. Intervenția bisericii însă, va consta în paparude. N-ar fi trebuit să meargă Daniel Constantin și să spună, adică ceea ce spune să și pună în practică, și anume când vorbește de sisteme de irigații, să se apuce de ele, nu să ne tot povestească. Dacă ai ști ce a încasat-o Daniel Constantin de la foarte mulți când a pus probleme, e etatism. Să facă firmele private, ce caută statul? Fii serios, domnule, cine asta a fost chestia aia? O grămadă. O grămadă de adversari politici și de susținători ai liberalismului. Hai să facem așa o socoteală. L-am avut prin telefon pe domnul Turdeanu, un mare fermier din Transilvania, care gestionează, mă rog, vreo 700 de hectare, își dorește să poată și iriga, dar nu are cum să-și facă el propriul sistem de irigație, să aducțiuni de apă, așa mai departe. Acolo a fost în 2003, a funcționat. A funcționat, așa este. Și îmi spunea, domnule, zice, uite, eu în condițiile de anul trecut, să spunem, am scos 2500 de kilograme de porumb la hectar. Foarte și zic, dacă ați fi udat pământul ăla, cât ați fi scos? 10 tone. Și iată diferența, adică cât facem noi, amărâții, în 4 ani de zile... 10 tone șculeți o fi fost și 2500 în, boabe. În 4, nu, ai fi obținut mai spre 8 tone de boabe, poți să obții pe hectarul de dacă porumb. Totul în regulă, dacă totul e în regulă. Udat, îngrășat cum se cade. În condițiile date, noi facem ce fac alții într-un an de zile, noi tragem 4 ani. De aici e și decalajul ăla de acum 50 de ani, o să fie peste 10 ani de... 100 de ani de calajul între noi și ceea ce produc alții. Ține minte că și pe vremea grânarului Europei. Da, aveam 800 așa, de kilograme de... Scoteam, în 38, producția medie a fost de 800 de kg de grâu. Scoteam foarte puțin față de o Franță care făcea 2000 și... Nu se mânca greu pe vremea aia, numai duminica. Dar deci, uita un lucru, ca să ai o agricultură eficientă, trebuie să fie comercială. Ori asta înseamnă lanț, aprovizionare, producție, desfacere, colectare, desfacere și procesare. Ori la noi, chiar dacă vei scoate o producție de, ce știu, 7-8.000 de kg de grâu la hectar și producție de la scorniceștene, să scoți, da, dreptul, rămâi cu el în pătul. Nu există un sistem de colectare a produselor agricole din sate. Acum 12 ani, ministrul de pe atunci al agriculturii, Ilie Sârbu, am avut un interviu cu el la București, spunea că vrea să coopteze cooperația. Cooperația de consum sătească în activități de achiziții, cu sprijin din partea guvernului. Asta e o prostie. Cooperația n-a vrut să se implice. Firme private nu s-au găsit care să facă o colectare serioasă și până la urmă foarte mulți oameni au rămas cu grâu pe post de mărgele găurite de gărgărițe. Dar oamenii trebuie să priceapă că n-ai cum să colectezi tu ca procesator. Uite, ești un ca procesator. Operator, ascultă-mă puțin. Da. Tu ești operator în domeniul morăritului, da? Și zici, bă, am nevoie de grâu. Că am eu cu vagonul, nu cu căruța. Cu vagonul, da. Însă atâta vreme cât te vei duce și vei colecta de la Badea Gheorghe o tonă de grâu,
de o anumită calitate. De la Badea Ioan... Nu cumpără așa, procesatorii mari nu cumpără. Păi asta spun, deci n-ai cum să colect... Unde să trimiți grâul ăla care e de calități diferite, soiuri diferite? Ce spun că ai nevoie de dacă niște, nu te asociezi și colicuri. Dacă nu ai o platformă comună de lucru, să știi, bă, toată comuna asta seamănă numai grâul ăsta. Asociere înseamnă lucru profesionist deja. Adică stai, bă, inginer. Ori aici ajungem la altă poveste. E o zgârcenie prostească a oamenilor. În 2002 am făcut mai multe drumuri pe Vara Sebeșul, unde erau cel puțin atunci mulți oieri. Și se văitau că n-au unde să-și vândă telemeaua, că n-au ce face cu lână, că sunt pline podurile de lână. Mă, fraților, dar alții cum se descurcă? Păi ce poenarii aia din Poiana Sibiului au o asociație încă de până anii 30 făcută, care a funcționat și în timpul comunismului cu atât mai mult, îi adună tot grâul, îl pun în saltele, vine tirul din Turcia și îl cară. Păi voi de ce nu faceți așa? Păi n-aveam mai. Păi faceți-vă asociație. Da, domnule, parcă s-a inventat apa caldă și gaură la macarană. Gata, am plecat și eu mulțumit că am făcut o treabă bună. No, după două luni m-am dus pe acolo, era desființată deja asociația, pentru că nu se înțeleseseră cine să fie șeful și nu au fost de acord să plătească o contabilă și un inginer. Ei. Și atunci, în continuare, am rămas cu lână în pod și cu telemeaua vândută pe la colț de stradă. Deci, e o mentalitate prostească și păguboasă extraordinară la oamenii noștri, care n-are cum să ducă la bine. Deci, au avut soluția în mână. Mai vorbesc de aia din zone cealaltă. Ai, domne, ce asociație, are colectivă, ce îmi spune mie altul ce să fac pe pământul meu, etc. Niște orgolii de-astea de două parale care îi duc la pagubă, la dezastru pe toți, până la urmă. Asociația e singura șansă de asocierea, singura șansă de supraviețuire în condițiile Bun. Astea. Dar trebuie făcută conștient și responsabil. Nu... Conștient și responsabil și dublat. În paralel se întâmplă și o politică, o strategie a statului în domeniul ăsta, pentru că e o strategie, până la urmă, de siguranță națională, să produci l-am hrană. L-am întrebat pe domnul Sârbuncă atunci și pe următorii miniștri i-am chestionat, dar n-am mai primit răspuns. Dar realitatea tot aia. Dom'le, vorbiți de asocieri, perfect. Avem un sat, o comună cu 500 de proprietari. Împreună au vreo 3.000 de hectare, să zicem. Bun, pământ, bun, grupat, ok. Ce facem mai departe? Păi asociație. Bun, stai un pic. Asociație înseamnă un teren pe care o trebuie să am niște hale, magazii, ateliere de reparații, depozite, birouri, ce știu, grajdul pentru cai, dacă folosesc cai. Deci îmi trebuie o grămadă de plus utilaje, plus semințe, plus bani pentru prima campanie, până la prima vânzare a recoltei. De unde am banii ăștia? Statul mă ajută? Păi nu, că nu avem. Atunci, ce chestie le cereți asocieri? Oamenilor, dacă nu ajutați să se asocieze, e foarte complicat. Deci asocierea înseamnă un sprijin. Dacă statul vrea asociere, trebuie să ajute. Și se pună niște condiții, că cineva mi-a spus, domnule, nu mai fie tot soiul de tractoriști și de buldozeriști președinți de asociații. Trebuie să fie un specialist. Nu poate conduce oricine o dita mai firmă. Asta e un management deja aici. Gândește-te, o să discutăm după ce stăm un pic de vorbă cu domnul profesor Avram Fițiu. L-avem la telefon chiar acum. Domnule profesor, bună seara! Bună seara, domnule Fițiu! Și Dan Horea vă salută. Bună seara pentru domnul Horea. Domn profesor, mâine seara despre ce discutăm? Ce propuneți? Suntem într-o campanie de comunicare pe subiectul arbuștilor în agricultura ecologică și în această perioadă lucrăm pe o campanie pe alun, în special pe alun ecologic, în condițiile în care România nu are astăzi o cultură de alun ecologic. Foarte avem multe și lume, alune ecologic, domn profesor, n-am știu că... Mulți consumatori de alune în România, dar... Prea puține, sunt 3-4 producători în România care s-au apucat de 2-3 ani de zile să cultive. Obiectivul nostru este de a arăta modele de afaceri la scară familială, în care pe 2-3 hectare să putem obține un venit decent pentru un tânăr agricultor în sectorul ecologic. Venitul decent e cel de 1.000 de euro de care vorbesc? Cam 1.000 de euro, da. La 3 hectare de alun vorbim de 18.000 de euro venitul anual începând din anul 4, venitul brut, ceea ce înseamnă, lăsând la o parte cheltuieli, undeva la 1.000 de euro net pe lună după ce lăsăm cheltuielile deoparte. Cultura asta presupune foarte multă muncă, domnule profesor? Din momentul când... Ca să nu ne apucăm, dacă nu, da, foarte mulți, muncă... când aud de muncă mult, o lasă baltă, da. Da. Fiind vorba de o cultură destul de rustică, alunul, îl avem 6 din România în flora sălbatică, el nu este o specie pretențioasă. Vorbim de un sistem mecanizat pentru coltare pe baza unui aspirator de mână sau un aspirator după un tractor, dacă e vorba de suprafață mai mare,
vorbind de un sistem în care alunele cad de jos și se recoltează prin aspirare și apoi se separă de frunze și de alte impurități. Deci da, domnule profesor, încă o chestiune după care îi lăsăm pe telespectator să, mă rog, să aștepte până mâine pentru a afla mai multe detalii. România, în momentul de față, produce mai puțin decât cere piața? În primul rând, România, cultura de alun, putem spune că există de 3 ani de zile. Sunt, la după știința mea, între 4 și 6 agricultori care au început de 2-3 ani de zile alun în România. La Lugoj avem o afacere mai mare de alun de vreo 3 ani de zile, în Alba 36 de hectare, în jurul Bucureștiului, Timiș, hai să zicem 6-7 poate la nivel național, agricultori, din milioane de agricultori. Suntem în momentul zero acestei culturi în România. Deci e o bună oportunitate pentru cei care doresc să câștige un bănuț pe termen lung. Este o cultură ușor de realizat, ușor de recoltat, fără intervenții mari în privința întreținerii, mă refer la tratamente fitosanitare sau la alte lucrări de întreținere, deci ușor de recoltat, plus o piață mondială extrem de solicitantă, în sensul că cele două țări care produc alun astăzi în Europa, Turcia pe primul loc și Italia, produc undeva la 30% din nevoile Europei și restul se importă din alte părți ale lumii. Am înțeles. Pe unde vă aflați, domn profesor? Sunteți ca apostolii, perpedes apostolorum, așa, ca da, să am avut cultivați. Am avut astăzi două seminarii cu un grup de agricultori pe alun ecologic, cu un grup de agricultori la Maramureș. După masă am fost la Satu Mare și acum suntem la Zalău. Doamne ajută! Vă așteptăm mâine seara, domn profesor. Mulțumim bine, mult! Seara bună, numai bine! Doamne ajută! E, vezi, agricultura ecologică, că mă întorc iară la 10 ani în urmă, când am avut o grămadă de... La 2003 au fost foarte multe evenimente. De pildă, la Universitatea de Științe Agricole a primit titlul de doctor honoris causa atunci doi economiști americani, unul de origine neozelandeză și unul indiană. Și ne-au spus amândoi un lucru. Și la câteva săptămâni, după un economist celebru specializat în economia agrară francez, a spus din nou același lucru. Șansa României nu sunt foarte mari la exploatații, pentru că, din păcate, raporturile cu fermierii occidentali avem un decalaj de câteva decenii. Sigur că da. Șansa noastră este mică, bine, vorbeam de zonele astea, nu câmpia, Bărăganul, oricum trebuie să-l faci... Competitiv, da. Dar zonele astea de deal și de munte, mica gospodărie ecologică certificată ar fi o soluție. Pentru că, de pildă, zona Dornelor avea de pe atunci câteva mii de producători certificați de lapte și s-a exportat serios de acolo. Poți să faci pe lapte, poți să faci pe produse vegetale, nicio problemă. Perioada de, din păcate însă, nici atunci, nici acum, statul nu sprijinea perioada asta de tranziție de la agricultură. Produsea ecologică e mai puțină cantitativ. Așa este. Dar are o valoare mult mai mare comercială. Valoare adăugată, da. În Londra am pățit prima dată chestia asta, la foarte supermarket scurt. 12 ouă clasice, spălate, curate, ștampilate, 3 lire. Un ou ecologic cu găinațul pe el, 60 de penny. Excepțional. Deci merită, fraților. Da. Bateți găina să ouă ecologic. Ecologic. Da. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc, Dane, pentru participare. Lăsăm subiectul deschis. Îl mai așteptăm pe Dan cu mare drag și cu alt prilej, pentru așa cum constatați, are pedigree în domeniul ăsta. Din tatălui a fost inginer, el un ziarist foarte bine documentat de fiecare dată. Cam atât pentru astăzi. Mâine, cum ați auzit, ne vedem cu domn profesor Avram Fițiu. Aflați multe despre cultura alunului și alte culturi, cu siguranță, cum puteți să câștigați 1000 de euro în fiecare lună, muncind în România și nu așa părut. Bani în mână. Bani în mână, da. Pe mâine seara.